Subiect important în plan extern, negocieri cruciale între Statele Unite și Rusia vor începe mâine, luni, la Geneva, privind detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Oficialii americani ar fi dispuși să discute despre limitarea rachetelor și a exercițiilor militare în estul Europei, scrie Washington Post. Dar Statele Unite nu ar fi dispuse să discute despre limitarea desfășurării de trupe americane sau despre poziționarea forțelor americane în țările NATO din regiune. La rândul ei, Rusia a publicat și o listă de garanții de securitate care vizează blocarea oricărei discuții privind aderarea Ucrainei la NATO și a extinderii spre est, dar și stoparea exercițiilor militare din flancul estic. Negocierile vin după ce Moscova a mobilizat 10.000 de soldați și tehnică militară la granița cu Ucraina, provocând îngrijorarea Occidentului privind o posibilă invazie a acestui stat. Este un subiect pe care îl discutăm la această oră cu politologul Valentin Naumescu. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Despre întâlnirea de mâine, despre aceste negocieri, domnule Naumescu, se scrie că sunt cele mai importante, contează cele mai mult, pentru că știm foarte bine că după aceste negocieri urmează miercuri o reuniune specială a Consiliului NATO-Rusia la Bruxelles, iar joi o sesiune a OSCE la Viena. Dar cele mai importante, scrie presa și analiștii, sunt discuțiile și negocierile de mâine de la Geneva. Explicați-ne! Da, într-adevăr, începe o săptămână diplomatică foarte intensă cu negocierile bilaterale de la Geneva, care vor începe, de fapt, chiar în această seară, după ultimul anunț făcut, cu o cină de lucru între miniștrii adjuncți de externe ai Statelor Unite și ai Rusiei, Sherman și Ryabkov. Sigur, mâine, în plenul delegaților, vor avea loc negocierile, apoi, așa cum ați spus, miercuri și joi, la Bruxelles și Geneva, la nivelul NATO și OSCE. Așa cum am spus și cu alte ocazii în ultimele zile, nu avem așteptări pozitive, nu suntem deosebit de optimiști față de aceste runde de negocieri, ba chiar eu am fost mai tranșant acum două zile și am spus că după intervenția trupelor ruse din Kazahstan, cred că era un prilej foarte, foarte bun, foarte normal, logic, aceste negocieri să fie anulate, pentru că nu vor aduce nimic bun pentru noi și nu au ce să aducă atâta timp cât e vorba de un set de condiții numite garanții de securitate pe care le pretinde un regim agresor. Da? Pentru că Rusia a agresat și Ucraina, a agresat Georgia, are trupe de ocupație în Republica Moldova și pune condiții de negociere. Nu ne este clar ce anume se poate negocia cu Rusia și de ce. Bun. Înțelegem că a existat argumentul câștigării de timp. Acesta a fost cel mai vehiculat în decembrie. Se câștigă timp până pentru în ce? Timp 10... pentru ce? Timp pentru ca o eventuală și, din păcate, posibilă acțiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei să nu se desfășoare, mă rog, în decembrie sau imediat, să dea timp pentru o pregătire a apărării în Ucraina în sensul acesta. Deci era practic o situație de criză în decembrie, se considera că este iminentă invadarea Ucrainei și prin această idee a negocierilor diplomatice, Rusia-Occident s-a câștigat, mă rog, s-au câștigat câteva săptămâni. Dar nici acest argument nu mai funcționează în prezent, pentru că iată, ne suntem deja în această perioadă în care deja Rusia era clar, va folosi ceea ce era previzibil să folosească, să spună, da, semnalele sunt că nu sunt acceptate condițiile noastre, deci ne pregătim de un eșec al negocierilor și, cu alte cuvinte, să justifice orice acțiune militară viitoare împotriva Ucrainei pe baza acestui, așa zis, eșec al negocierilor. De fapt, nu era ce să negociem cu Rusia, pentru că să ne gândim care sunt pretențiile lor principale. Deci blocarea NATO în privința extinderii spre est, să dea garanții cineva, garanții scrise, că NATO nu se va mai putea extinde niciodată spre est, exclus așa ceva, să fie abandonată Ucraina, practic, să se spună că Ucraina nu are voie niciodată să adere la NATO, exclus așa ceva, de asemenea, Statele Unite să dea garanții că nu vor întări apărarea militară a statelor aliate din NATO de pe flancul estic, cum este și România sau Polonia sau statele baltice. De asemenea, este exclusă o asemenea acceptare. Deci, practic, Statele Unite nu au ce
accepta din aceste condiții puse de Federația Rusă și asta era evident de la început. Domnule Naumescu, după negocierile de mâine, la finalul acestor negocieri, ce va fi mult mai clar pentru noi? Foarte probabil că președintele Putin își va fi îndeplinit, să spunem așa, strategia pe care o avea în minte, aceea de a arăta, mă rog, de a încerca, de a pretinde să arate opiniei publice internaționale. Iată, eu am încercat, am fost de acord cu negocierile, am propus partenerilor, colegilor noștri americani, cum folosesc ei acest termen, un set de propuneri, nu au fost de acord cu nimic, în schimb ne cer numai nouă să renunțăm unilateral, cum am văzut în comunicatul Ministerului de Externe rus, la pregătirile noastre militare. În condițiile acestea e clar că cei care sunt răuvoitori sunt americani. Deci, pe fondul acestui discurs revendicativ, eu nu exclud, sigur nu o dorim, dar nu putem exclude varianta unui anumit tip de intervenție militară a Federației Ruse asupra Ucrainei, chiar dacă, să zicem, va fi limitată și se va rezuma doar la regiunile separatiste, Donetsk și Luhansk, pe care oricum Ucraina nu le mai administrează din 2014, dar oricum și aceasta este o invazie, este o agresiune asupra unui stat suveran și ne putem aștepta ca Statele Unite și țările occidentale să pună în aplicare acel plan de sancțiuni de o severitate ieșită din comun, de care se vorbește de câteva săptămâni. Mulțumesc tare mult, domnule Valentin Naumescu, pentru intervenție și pentru analiza dumneavoastră. Este un subiect pe care îl urmărim. De Mulțumesc. Fapt, toate aceste întâlniri importante în plan extern pe parcursul acestei săptămâni, noutățile le veți afla la Digi24.